Logul scoțian Sinclair Ferguson, născut în 1948, a lăsat posterității următorul citat. Descoperim voia lui Dumnezeu printr-o aplicare sensibilă a Scripturii în propriile noastre vieți. Sunt pastorul Costi Gogoneață și trebuie să vă spun că mă simt onorat că ați ales ca și în această ediție să înfiți aproape la un nou episod Taine din Scripturi. Este drept, suntem într-un studio diferit, dar mediul rămâne la fel de propice pentru un studiu aprofundat al Bibliei. Fie că ne urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, pe Facebook sau pe YouTube, vă mulțumesc din toată inima. De asemenea, dacă ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe podcast, vă sunt profund recunoscător. Apreciez că ne scrieți și că vă doriți să fiți în contact permanent cu noi. Pentru această ediție am selectat mesajul venit din partea familiei Moșmanu pe Facebook. Ne scriu așa dumnealor, Apreciem calitatea emisiunii. Domnul să vă ajute. Avem mare nevoie de susținerea dumneavoastră, mai ales în rugăciune, iar orice mesaj pe care îl scrieți, cu adevărat ne ajută să înțelegem că putem fi de folos pentru fiecare dintre dumneavoastră. În ocazia de față am onoarea de a purta un dialog provocator, pe de o parte cu pastorul Eduard Călugăru, pe care îl salut. Mă bucur să fim împreună. Și pe de cealaltă parte cu pastorul Robert Mandache, mă bucur să fim din nou împreună. Vă salut cu drag. Urmează rubrica Întrebarea ta. Domnul Vali Ștefan ne scrie pe Facebook următoarea dilemă. Dacă Duhul Sfânt a fost retras de la cineva, acea persoană se mai poate redresa din punct de vedere spiritual? Răspunsul scurt este că nu. Însă, cu privire la această realitate a retragerii Duhului Sfânt, este uh, o realitate în care foarte greu poate să ajungă cineva. Și în momentul în care are întrebări cu privire la faptul dacă a ajuns sau nu acolo, acesta este un semn clar că încă nu s-a întâmplat acest lucru. Când vorbim despre retragerea Duhului Sfânt, putem să punem egal între retragere și păcatul împotriva Duhului Sfânt? Sau sunt două chestiuni total diferite? Eu asta înțeleg. Din întrebare, că se referă la retragerea Duhului Sfânt în sensul că l-a părăsit ca urmare a păcatului împotriva Duhului Sfânt. Duhul Sfânt nu pleacă așa într-o vacanță sau, nu știu, s-a supărat și după aia, când îi trece supărarea, revine. Nu. Duhul Sfânt, așa cum s-a spus, părăsește cu greutate pe cineva. Se luptă, mijlocește, face tot efortul să fie câștigat. Dar se poate ajunge și acolo, într-adevăr. Mulțumesc pentru uh, răspuns. Mă întreb spre dumneavoastră dacă aveți întrebări pe care doriți să ni le adresați. Lăsați-ne să știm lucrul acesta prin mesaje publice sau în private pe YouTube sau în privat pe YouTube sau pe Facebook. De asemenea, scrieți-ne motivele de rugăciune pentru a mijloci pentru dumneavoastră. Distribuiți emisiunea noastră dacă ne urmăriți pe una dintre rețelele sociale. Așteptăm să ne scrieți dacă doriți să studiem să aprofundăm cu adevărat Biblia. 0751-400300 este numărul de WhatsApp la care așteptăm provocări din partea dumneavoastră, întrebări și motive de rugăciune. Trebuie să vă reamintesc faptul că emisiunea noastră este înregistrată. Din păcate, nu putem prelua mesajele dumneavoastră atunci când le trimiteți către noi, dar vă garantez că în ediții următoare le vom citi și vom răspunde întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați. Subiectul pe care îl vom aborda în această ediție Taine de Scripturi ne va fi introdus ca de fiecare dată de colegul Răzvan Lup. Odată, Isus a ținut un discurs despre post. El vorbea din experiență. După botez, reușise să se abțină de la hrană timp de 40 de zile în singurătate. S-a ascuns în mijlocul deșertului și a postit înconjurat doar de animalele sălbatice, demoni și îngeri. Mai târziu, când mii de oameni roiau în jurul său, Hristos și echipa lui de lucru posteau fără să vrea, pentru că erau mulți care veneau și se duceau, și ei n-aveau vreme nici măcar să mănânce. Deci, Isus era expert în post, astfel încât să-și poată controla perfect apetitul și senzațiile de foame, iar eficiența lui în relațiile cu publicul era la fel de mare când solicitările erau maxime. Când a vorbit despre post, Domnul Isus a făcut recomandări clare, dar puțin respectate astăzi. Hristos a cerut ca postul să fie un act discret, aproape în secret, iar trupul să fie curat și înmiresmat. Fața nu trebuia să fie tristă, iar părul capului trebuia uns cu ulei, așa cum era obiceiul în timpul sărbătorilor. Isus a cerut acestea deoarece, pe atunci, ipocriții își făceau fețele urâte. Persoanele pioase posteau de două ori pe săptămână, în fiecare zi de luni și de joi, iar fariseii își puneau cenușă pe cap, își dădeau cutăciune pe față și nu se spălau și se prezentau cu bărbile neîngrijite și murdari. În contrast cu realitățile vremii, Isus a cerut ca abținerea de la mâncare să fie însoțită de un chip senin, spălat și de folosirea odorizantelor sau a cosmeticelor pentru păr. Ți-ar plăcea să urmezi sfaturile lui Hristos? Aduc înaintea dumneavoastră două pericope biblice care la prima vedere par a se contrazice. Pe de o parte, Ioel 2 cu 12, dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plâns și bocet. Și pe de cealaltă parte, Eclesiastul 3 cu 13. Faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Prin urmare, practica postului este una pe care și o dorește Dumnezeu sau din contră? Cum să mă raportez la post ca exercițiu spiritual astfel încât să fac eu cu adevărat voia Domnului. Vă reamintesc, alături de mine sunt pastorii Robert Mandache și Eduard Călugăru. Sunt două întrebări pertinente, plecate la două versete pericope biblice, care, așa cum spuneam, parcă transmit mesaje diferite. Dar am să mai introduc un alt verset biblic și apoi am să vă adresez cel puțin o întrebare. În judecător 20 cu 26 spune așa. Toți copiii lui Israel și tot poporul s-au suit și au venit la Betel. Au plâns și au rămas acolo înaintea Domnului. Au postit în ziua aceea până seara și au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire înaintea Domnului. Este primul loc din Sfânta Scriptură unde se întâlnește cuvântul post. Cum se traduce în mod practic postul practicat în Vechiul Testament? În Vechiul Testament, postul însemna absist, abstinență totală de la uh, a mânca și uneori chiar și de la a bea, iar uh, în ceea ce privește perioada, avem uh, o varietate, pornind de la o zi de post, vestiți o zi de post, până la perioade absolut excepționale, uh, cum sunt cea prin care a trecut Ilie și Enoch, unde... Întâlnim o perioadă de 40 de zile similară cu cea cu apostolul ținut de Domnul Iisus Hristos. Dar acestea sunt perioade absolut excepționale întâlnite în Scriptură. Când vorbim despre post în Vechiul Testament, vorbim strict doar de abstinența de la mâncare și băutură sau mai implicau și alte tipuri de abstinență? Cu siguranță că nu este vorba doar de hrană sau de apă. Însemna și alte lucruri de care trebuia să te detașezi ca să te uh, apropii de Dumnezeu în ce Pot privește. Poți concret ce înseamnă aceste alte lucruri? Deci lucrurile care în mod obișnuit se făceau. Uh, chiar uh, la un moment dat uh, e vorba și de relații din familie, de exemplu, de soț și soție. adică Relațiile intime dintre da. soț și soție. Uh, sunt uh, diverse lucruri care odată cu postul, sunt avute în vedere, pentru că postul nu înseamnă doar partea aceasta de a mânca și a bea, ci înseamnă tot ceea ce ar putea să împiedice, într-un fel sau altul, nevoia aceasta de apropiere de Dumnezeu în contextul respectiv. De exemplu, găsim postul odată cu darea legii la Muntele Sinai, da? când oamenii s-au pregătit pentru ocazia aceea. Găsim postul în cazul esterei, o situație de criză, trezire. Da? găsim postul la Ninive, niște oameni fără Dumnezeu, am putea să spunem. Și atât că postești și ei trei zile și, și trei nopți, da? Deci, postul înseamnă o căutare duhovnicească, spirituală, o apropiere de Dumnezeu, în care lucrurile acestea obișnuite, nu neapărat rele, adică nu vorbim de lucruri negative, că lucrurile negative nu ar trebui să existe niciodată. Dar lucrurile care ar putea, într-un fel sau altul, să abată atenția de, de, la chestiunea principală, sunt lăsate sau amânate. Sunt la o parte sau amânate. În Ezra 8 cu 21 și 23 citim așa. Acolo, la râul Ahava, am vestit, un, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și el ne ascultat. Aici se face referire la un post de zmerire. Întâlnim în scriptură mai multe tipuri de post? Da, însă aș putea spune că această împărțire este oarecum artificială. Postul are în sine, ca element comun, căutarea după Dumnezeu. Acesta este în care... scopul final, de fapt. Exact. A, a căuta într-un mod special. Descoperirea lui Dumnezeu, uh, descoperirea voinței lui, uh, a, a regla relația cu Dumnezeu. Acum, contextul în care se întâmplă treaba asta este diferit. Da? În pasajul pe care tocmai l-ați citat, era nevoie de o descoperire specială a lui Dumnezeu, având în vedere un obiectiv al călătoriei. Întâlnim uh, alte episoade din scriptură, așa cum au fost ele amintite de colegul meu, Eduard, uh, în care obiectivul era diferit. Încercarea isterei, da, avea să se prezinte înaintea Împăratului și asta presupunea o doză foarte mare de risc. Avea nevoie de călăuzire din partea lui Dumnezeu, de înțelepciune, de protecție și acesta era scopul postului. În alte situații întâlnim o, o problemă foarte apăsătoare, cum era cea prin care trecea David, era pe cale să-și piardă copilul. Și atunci David încearcă să-l caute pe Dumnezeu ca soluție la problema aceea concretă cu care se confrunta. Și anume, încercarea copilului. Deci, din punct de vedere al situațiilor efective în care s-a ținut post, putem spune că sunt mai multe tipuri de post. Asta are legătură cu profilul situației, dar, din punct de vedere al fondului, fondul este același. În momentul în care un grup de credincioși, pornind de la Pericopa din Ezra, capitolul 8, adaugă practica postului la rugăciune, crește cumva șansele ca Dumnezeu să le asculte cererile? E, e o întrebare foarte interesantă asta. Adică dacă la o simplă rugăciune adaug și postul, Dumnezeu este mai binevoitor, e duplicat mai ușor. Și dacă pui problema așa, răspunsul e nu. Că Dumnezeu e același, e bun și într-o situație și în alta. Și atunci, de ce postul? Pentru că, de exemplu, Domnul Hristos spune în Matei 17 cu 21. Dar acest soi de dragi nu iese afară decât cu post și cu rugăciune. Adică, te poți ruga, dar biruința vine dacă e și rugăciune în anumite situații dacă e, să luăm acest verset. Și atunci stai și te întrebi și uh, cum este problema aceasta? Ajungi la această întrebare. Cum este? Sigur. De deci, ce am adresat uh, întrebarea? Cred că ne-a pe mulți. De obicei, de obicei, noi abordăm lucrurile într-o perspectivă uh, separată, duhovnicesc, cu lucrurile obișnuite ale vieții. Adică ții timp pentru lucrurile religioase când și când, sau lucrul religios este ceva separat. Iată că postul arată că noi suntem ființe complexe, dar o ființă întreagă, nu le poți separa. De ce nevoie de post? Pentru ca ființa duhovnicească să crească, deci ca omul duhovnicesc să crească, apropierea asta de Dumnezeu, în, în ce înseamnă apropierea de Dumnezeu? să înțelegi pe Dumnezeu, să te vezi pe tine. A spus întrebarea despre smerenie. Păi întotdeauna, părerea mea este că întotdeauna când un om postește cu adevărat, are, se implică procesul acesta al lepădării de sine al smereniei. Pentru că dacă te apropii de Dumnezeu, te vezi din ce în ce mai vinovat, mai nevrednic. Doamne, ajută-mă! Dar nu sunt vrednic, da? Uh, și și revenit la întrebare. cele două componente, adică fizică, partea fizică, materială, mâncare, băutură, cu partea spirituală, ele se întrepătrund, se influențează foarte mult una pe cealaltă. Și atunci și, crezi cumva șansele ca Dumnezeu să răspundă cererilor? Dumnezeu, mă gândesc că e și marea luptă. Adică Dumnezeu, de exemplu, ar putea să intervină. Da, intervine de foarte multe ori. Dar în marea luptă sunt niște reguli, înțeleg, între Dumnezeu și vrăjmașul său. Și sunt situații în care Dumnezeu intervine și poate să intervină și sunt situații în care, de exemplu, dacă nu te rogi, nu intervine, nu că n-ar putea. Mă gândesc la textul, bateți și vi se va deschide, cere și vei scăpăta. Adică omul se și implică în, în lupta aceasta de partea lui Dumnezeu, arătând, arătând nevoia pe care o are în felul acesta. Există mai multe pericope din care ne ridică niște semne de întrebare pe care le vom aminti la un moment dat, dar nu pot să trec peste una dintre ele, și anume aceea din Isaia, în care Dumnezeu zice dar ce postul plăcut mie este asta în care voi să stați lihniți de... Parafrazez, să fiți lihniți de foame, să vă zbateți în anumite practici din astea care cumva vă, vă înjosesc așa... Că el zice că mai degrabă am nevoie de schimbarea inimii voastre, să fiți total diferiți din punct de vedere spiritual, din interiorul vostru. Prin urmare, cum este de fapt? Cum ar trebui să înțelegem pe Dumnezeu din perspectivele astea două? Pentru că, așa cum ziceam, am amintit la un moment dat în judecători că inițierea postului a venit din partea oamenilor, credincioșilor, nu din perspectiva lui Dumnezeu să ceară cumva credincioșilor să-i să postească. Aș cupla cele două întrebări. Cea cu rugăciunea dacă este mai ascultată, dacă e însoțită de post, cu asta legat de modul cum se raportează Dumnezeu la post și dacă îi place lui Dumnezeu chinul ăsta presupus sau etichetat, privit de către unii. Cred că un om credincios care experimentează postul în adevăratul sens al cuvântului vede în post o oportunitate extraordinară de a se apropia de Dumnezeu și nu chinul trupesc. Da? Eu cred că, în primul rând, nu întâlnim pe paginile Scripturii o poruncă expresă din partea lui Dumnezeu cu privire la post. Sunt anumite pasaje aluzive, să le numim așa, ca cele din Ioel. Sunt vreo două referiri în Ioel. Una dintre ele ați amintit-o la începutul întâlnirii noastre. Dar un imperativ de genul rugați-vă neîncetat. Nu întâlnim cu privire la post, sigur. Și atunci întrebarea se pune, oare ce este postul? Un fel de baxiș pe care îl pun alături de rugăciune ca Dumnezeu să-mi răspundă la cererea pe care o am? Parcurgând un material cu la post pentru această emisiune, am dat de o definiție foarte interesantă la ce este postul prin contrast. Postul nu este nici greva foamei, nu este nici cură de slăbire. Și care este diferența dintre ele? Când un om vrea să obțină un drept, pe care îl are și nu epuizează orice altă cale de obținere a acelui drept, ultima soluție este greva foamei. Și așa se poate întâmpla ca în urma acestui exercițiu să obțină în final dreptul pe care el îl are. Nu în felul acesta ar trebui să fie privit postul, pentru că Dumnezeu ca Tatăl nostru este dornic, nerăbdător să ne dea ceea ce, nu doar ceea ce ni se cuvine, ci cu mult mai mult decât atât. Deci nu este o constrângere a lui Dumnezeu postul, și El nu ne ascultă mai bine rugăciunile doar pentru că ne mai chinuim nemâncând o zi, două sau trei. Da? Sau 40. Pe de altă parte, dacă privim postul din perspectiva curei de slăbire, de ce ține un om o cură de slăbire? E la mod acum și înfometarea, da? ca metodă de tratare a anumitor afecțiuni. Păi o țin cu, nu ca să obțin un drept, ci ca să obțin un avantaj, un beneficiu. Pentru mine. Dar este o diferență între cura de slăbire și. Uh, e bine, postul nu, nu, nu îl putem identifica nici cu uh, perspectiva asta. Uh, ci postul este acea poziționare a mea într-un perimetru în care, pe de o parte, îmi permite să descoper care este voința lui Dumnezeu cu privire la mine, la situația prin care trec, dând la o parte celelalte preocupări de ordin relațional, de ordin comun, cele care țin chiar și de mâncare și de băutură la un moment dat, mintea mea este liberă să se concentreze pe ceea ce dorește Dumnezeu să îmi descopere, pe de o parte. Iar pe de altă parte, la fel de important, este și cealaltă perspectivă, și anume că legat de smerire sau celelalte schimbări pe care trebuie să le fac, mă așez prin această atitudine în zona postului, în acel perimetru în care Dumnezeu mă poate binecuvânta într-un mod special. Nu pentru că eu l-am impresionat pe Dumnezeu cu postul meu, nu pentru că l-am constrâns sau l-am determinat, ci efectiv migrez spre zona aceea legitimă pentru ca El să reverse asupra mea răspunsurile de care am nevoie. Până la urmă, prin atitudinea de apostii, nu fac altceva decât să mă las în mâna lui Dumnezeu. Exact. Bun, haideți să vedem ce spun oamenii de pe stradă cu privire la întrebarea pe care noi l-am adestat-o. Care este motivul pentru care un om ar trebui să postească? Avem materialul următor în cadrul rubricii Vocea Străzii. Care este motivul pentru care un om ar trebui să postească? E, aici nu știu, pentru simplu motiv că nu prea le am cu biserica. Și pentru credință. Dar nu numai pentru credință. Uh, nu sunt o persoană credincioasă, nu știu să răspund la întrebarea asta. Dacă are credință, cred că pustește. Pentru echilibru in... organismului. Uh. Pentru că suntem porniți să mâncăm cam mult. Uh. Și măcar atunci când ne impunem uh. să ne urmărim uh, uh. starea. În primul și în primul rând pentru detoxifierea organismului. Una pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu, pentru corp, pentru organismul nostru. Uite să nu mai, mai meargă rău. Niciun motiv. Și că postești și că nu postești, dacă nu ai în tine credința față de Dumnezeu, e nimic. Deci credința din suflet, din inimă, aia contează, nu că mănânci fasole sau mănânci carne. Nu are nicio legătură. Curățirea trupească și, și sufletească. Cred, cred că postul ține mai degrabă... postul trebuie, Despre post trebuie vorbit pe cele două paliere. Postul spiritual și postul, și postul fizic. Pe, pentru curățire, în general. Am revenit în platoul Taine din Scripturi. Vă reamintesc alături de mine pastorii Eduard Călugăru și Robert Mandache. Cum vi s-au părut răspunsurile concetățenilor noștri? Cred că acoperă o paletă largă de subiecte și cred că se completează unele pe altele. Sunt, chiar unele sunt compatibile unele cu altele. Pornind de la planul fizic, dar cred că nu ăsta este subiectul principal al emisiunii, sunt efecte benefice pe plan fizic. Trecem la planul la planul spiritual. Deci, postul este acel exercițiu invers acelui resort care a dus la căderea omului, și anume pofta. Da, este un exercițiu prin care eu învăț să-mi țin uh, pasiunile în stăpânire, pornirile, poate chiar și anumite porniri care sunt legitime. Da, este uh, un element care lipsește din ce în ce mai mult societății de astăzi, bazate pe instinct și uh, goana de a-și satisface plăcerile. Postul este un remediu și la uh, această problemă contemporană. Și mergând mai departe, postul este acel exercițiu spiritual al căutării după Dumnezeu, al căutării de Dumnezeu. Uh, e, e adevărat că uh, acesta este fondul, este miezul postului și anume atitudinea față de Dumnezeu și nu ceea ce mănânc sau nu mănânc, alimentele la care renunț sau nu renunț ci această atitudine față de Dumnezeu, reflectată foarte interesant după Isaia 58, pasaj pe care l-ați amintit mai devreme, în relațiile dintre oameni. Postul se reflectă în relațiile dintre oameni, nu printr-o față posumărâtă, ci prin dezlegarea lanțurilor răutății, prin reglarea relațiilor cu semenii, prin exprimarea bunătății Dumnezeului pe care îl descoperi în acest context deosebit. Până la urmă, dacă ții post fizic, ar trebui să se vadă rezultatele și în relațiile pe care le dezvolți cu ceilalți. Ar trebui să fie mai bune. Acum, mă îndrept spre Daniel 9, versetul 3, care spune așa: Și mi-am întors fața de la Domnul Dumnezeu ca să-l caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. Acum, când postești, Devii mai duhovnicesc, intri într-o stare mai apropiată de Dumnezeu, devii cumva mai sfânt, îți descoperă Dumnezeu și alte uh, perspective asupra vieții, îți descoperă anumite profeții, înțelegi mai bine Scriptura. Cum ar trebui să ne raportăm noi, din punct de vedere practic, la uh, post? Cum se realizează o relație între Dumne Dumnezeu, care este creator, este atât puternic, și omul care este atât de mic și mult diferit de Dumnezeu? relația între Dumnezeu și om se realizează doar prin nivelul acesta rațional, prin nervii creierului. Noi așa comunicăm cu Dumnezeu. Când postești, se întâmplă ceva. Acest nivel, deci rațiunea, modul în care îl înțelegi pe Dumnezeu, te ajută să înțelegi mai corect. De unde știi că Dumnezeu ți-a vorbit? De unde știi că l-ai înțeles pe Dumnezeu? De unde știi că ai înțeles bine un, nu știu, o profeție biblică sau altceva? Osul te ajută ca partea aceasta fizică să fie mai curată și mai dispusă să înțeleagă lucrurile spirituale. Dați-mi voie să vă citesc un pasaj foarte scurt. Spune așa, uh, divi, uh, Dietă și hrană, cartea Elena White, pagina 55. Necumpătarea mâncare, chiar în ceea ce privește alimentele de o calitate corespunzătoare va avea o influență istovitoare asupra organismului și va toci simțămintele mai adânc și mai sfinte. Adică, noi prin ceea ce facem ca mâncare, nevoia de viață, da? A întreține viața. De foarte multe ori și foarte ușor ajungem să facem niște lucruri care afectează și partea spirituală. Fizicul afectează partea spirituală. De ce? Partea fizică a omului este chimie. Și dacă chimia aceasta duce la niște rezultate, niște reacții, astea se văd. Nu-ți mai să citești, citești și nu înțelegi. Nu-ți place anumite lucruri spirituale. Unele dintre ele, din aceste simțăminte, au legătură cu partea fizică pe care ai hrănit-o, ai cultivat-o. Este nevoie de post? Da, e nevoie de post, ca să înțelegi mai bine pe Dumnezeu. Deci apropierea aceasta nu este fizică, că te-ai trei pași mai într-o parte ci este spiritual. Începi să înțelegi mai bine Biblia, Dumnezeu să-ți vorbească, să înțelegi vocea lui Dumnezeu. Lucrurile acestea nu se fac instantaneu. Este nevoie de o practică în, în direcția aceasta. Să înțeleg bine. Când adaugi postul la rugăciune, ca exercițiu spiritual, Dumnezeu îți garantează o... sau tu te apropii mai degrabă de Dumnezeu și Dumnezeu îți este mai... mai apropiat. Relația ta cu el se strânge mai mult. Așa, foarte concis. Ce înseamnă relația cu Dumnezeu? Am spus, realizată de la nivelul rațiunii, da? A creierului. Cum vorbesc cu Dumnezeu? Păi eu vorbesc cu Dumnezeu în rugăciune. Și Dumnezeu cum îmi răspunde? Prin Biblie, studiu biblic. Dacă să înțeleg Biblia, trebuie ca mintea mea să fie uh, foarte deschisă la treaba asta. Dacă eu sunt așa morțit, dacă nu vine să mă apuc de nimic, dacă am o stare așa de, nu știu, indispoziție, voi putea să înțeleg? Nu. Postul mă ajută în direcția aceasta foarte mult. Dar încă ceva. Și aici poate nu o să fiți chiar așa de acord cu mine. Postul nu, se, nu are de-a face cu niște evenimente punctuale. Odată când mă întâlnesc cu ceva foarte greu, atunci postesc odată în viață. Și cred că postul ar trebui să fie, pentru un creștin, mai des practicat. Și nu mă refer aici la lipsa de mâncare. Mă refer la alegerea mâncării, la alegerea cantității pe care o mănânc, la alegerea lucrurilor cu care mă hrănesc, adică ce aud, ce văd, despre ce vorbesc. Adică da, Nu se poate să fie... lucrurile acestea la post sau vorbim mai degrabă despre o cumpătare? Le-aș le -aș duce așa, aș lărgi aria aceasta. Dar cumpătare în lucrurile bune și abstinență în lucrurile negative care influențează negativ viața. Interesant. De ce spun că este interesant? Pentru că l-aș introduce în discuția noastră și pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și plecăm de la două versete din Luca 4, primele două versete. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustiu, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile, el a flămânzit, spune cuvântul. Nu ni se transmite neapărat ideea de post, dar Cam asta este, acesta este contextul. Ce avea Iisus negativ în viața Lui? Ce era cumva atât de uh, greu de gestionat de Mântuitorul Iisus Hristos? Pentru că până la urmă viața Lui era fără păcat. N-a trebuit să dea nimic la o parte. De ce a simțit nevoia unui astfel de moment al postului? Tot în cartea... De... Dietă și Hrană, pagina 54, am găsit următorul răspuns. Răscumpărătorul lumii, Domnul Hristos adică, știa că îngăduirea apetitului avea să aducă debilitate fizică și să insensibilizeze în așa mătură, măsură organele simțurilor, încât lucrurile sfinte și veșnice nu aveau să mai fie deosebite. Hristos știa că lumea este robită locomiei și că această slăbiciune avea să slăbească puterile morale. Și așa cum s-a spus mai devreme, mi-a plăcut foarte mult, Domnul Hristos și-a început lupta de acolo de unde a pierdut-o Adam, la poftă. Îngăduirea apetitului are legătură foarte mare cu lupta aceasta spirituală. Dacă eu nu pot să-mi înfrânez apetitul, văd ceva și mănânc. Voi putea să mă abțin când e vorba de ceva spiritual și rezultatul este că înslăbește puterea spirituală. Oricine poate să facă în viața lui particular această observație. Când în lucrurile acestea mici, să nu mănânci între mese, să nu mănânci mai mult decât trebuie, să nu mănânci anumite lucruri care știi că îți fac rău, dacă nu te poți abține, păi te vei abține în lucrurile spirituale? Nu! Vei cădea mult mai ușor. Deci postul are, are cum să zic, o influență pentru că te ajută să câștigi biruința aceea mai grea obținând mai întâi biruința aceasta mai simplă, mai ușoară. Uh. E foarte adevărat ceea ce, ce spui tu, Edi, dar pe parcursul perioadei în care Mântuitorul Iisus Hristos a, a început lucrarea, din momentul în care și-a început lucrarea aceasta, personal nu mai mi-amintesc am un alt moment în care El să fi ținut post. Asta înseamnă că odată ce ai ținut un post într-o perioadă de viață, îți garantează o apropiere mai mare de Dumnezeu și acum merg spre un alt context mai general cu întrebarea asta. Pentru că există o practică în bisericile majoritare creștine a postului. Avem două posturi mari. Postul de Crăciunului și postul Paștelui. Așa este cunoscut în mediul ortodox, cel puțin. Ne ajută dacă avem ca perioadă, plecând de la exemplul acesta al Mântuitorului, să ne fixăm anumite perioade concrete. Este cumva biblică atitudinea asta? Da și nu. De ce da și de ce nu? Dacă revenim la începutul întrebării, faptul că Scriptura nu relatează alte perioade de post în experiența Domnului Hristos, asta nu înseamnă că n-au fost. Deci nu, nu putem spune că n-a mai existat un exercițiu spiritual de felul acesta. Pe de altă parte, postul nu este ca și cum am încărcat niște baterii care sunt capabile să ne ducă o bucată, adică de la Paște ne mai duce până la Crăciun și de la Crăciun ne mai duce până la Paște. Uh -huh. nu, nu în termenii aceștia trebuie să privim exercițiul postului, ci uh, postul uh, este acea experiență a căutării după Dumnezeu uh -huh. ori de câte ori am nevoie. Și sunt două, două momente sau două perspective prin, uh, prin care ne putem raporta la post. E vorba de acele evenimente speciale din viața noastră și asta întâlnim pe parcursul scripturii deseori, da? Și de asemenea este vorba de un obicei. Și aici revin la partea, la răspunsul de ce da. Pentru că dacă acesta este un obicei care produce apropierea mea de Dumnezeu, care produce biruința asupra poftelor, care conduce la acuitate spirituală în deciziile pe care trebuie să le iau, nu pot imagina obiceiul în absența unei regularități. Obiceiul presupune o regularitate. Dar atenție, nu este vorba de o regularitate impusă din exterior care poate să conducă la o formă. O formă de altfel condamnată chiar de Isus Hristos prin imaginea aceea a fariseului care își se și împăuna cu obiceiul lui postez de două ori pe săptămână. Observăm că Domnul Hristos nu a avut ceva cu obiceiul lui de a posti în mod regulat, ci cu atitudinea și cu motivația pentru post. Deci, concluzionând sau rezumând, cum ne putem raporta la subiectul acesta al regularității? Nu cred că regularitatea trebuie să devină o formă, pentru că în felul acesta postul își pierde din semnificație și din impact, dar în același timp o viață spirituală autentică include în ea postul ca obicei de viață. Există ceva. Da, te rog. Tot postul din lume nu va ține loc în încrederii simple în Cuvântul lui Dumnezeu. Cere, spune Dumnezeu, și vi se va da. Nu vi se cere să postiți timp de 40 de zile. Domnul a purtat povara acestui post pentru tine în pustia Ispitei. Deci e un context. El a postit înainte să fie Ispitit. Nu are exista niciun merit într-un asemenea post, dar există merit în sângele lui Hristos. Noi nu postim ca să devenim mai Valoroși înaintea lui Dumnezeu Să avem niște merite Meritele le-a dus Domnul Hristos Postul acela l-a făcut și în locul meu și în locul fiecăruia Noi postim acum Pentru a ne apropia de Dumnezeu Și a-L înțelege mai bine E nevoia noastră, nu e nevoia Lui În practica Creștinilor majoritari Acest post implică Abstinența de regulă la anumite alimente. Mi-am notat eu aici câteva: carne, ouă, pește. Atunci când vorbim dulciuri. despre dulciuri, atunci când vorbim despre aspectele acestea, au ele fundament biblic? Nu întâlnim nicăieri în Scriptură o listă cu alimente care ar trebui evitate, atunci când practicăm acest exercițiu al postului. Așa, după cum am spus de regulă, postul din perspectiva Scripturii înseamnă a Abstinența totală de la hrană și, în anumite situații, și de la apă, în funcție de perioada în care este practicat postul. Avem o singură excepție în scriptură în care întâlnim un tip de post atipic, în sensul că nu, nu presupune abstinență totală de la. Este cel relatat în Cartea lui Daniel, la capitolul 10, versetul 2 și 3. În vremea aceea, eu, Daniel, Trei săptămâni am fost în jale, deci este prezentată această perioadă de trei săptămâni și spune n-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-au intrat, mi intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele trei săptămâni. Aceasta este singura excepție în scriptură în care întâlnim un fel de post, fără să fie folosit cuvântul post, dar probabil că nu se folosește cuvântul post și din, această, din acest motiv al faptului că definiția postului este alta în scriptură. Este o perioadă de abstinență specială din partea lui Daniel timp de trei săptămâni de la anumite alimente. Dar, în niciun caz, lista asta nu coincide cu cea pe care ați citit-o dumneavoastră, care este îndeopște practicată de lumea creștină astăzi. 0751 400 300 este numărul de WhatsApp la care așteptăm întrebările dumneavoastră, dilemele care vă frământă sau uh, opinia, de ce nu, critica pe care ne-o puteți aduce față de discuția noastră. Marcu 2 cu 18 la 20, ucenicii lui Ioan și fariseii obișnuiau să postească. Ei au venit și au zis lui Isus. Pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Isus le-a răspuns, Oare pot posti nunta și câtă vreme mirele este cu ei? Câtă vreme au pe mirele cu ei, nu pot posti. Vor veni zile când, vor fi, când va fi luat mirele de la ei și atunci vor posti în ziua aceea. Sunt două întrebări pe care le voi ridica. Ne aflăm din nou pe final de emisiune. Din nou zic raportat și la ediția pe care am înregistrat-o și care a intrat săptămâna trecută. Reprezintă postul o practică pe care au urmat-o ucenicii după înălțarea Domnului Isus Hristos? Răspunsul este categoric da. Asta că deja Domnul Hristos urma, adică spunea ce urma să se întâmple, nu postesc acum, dar vor avea zile de post, dar găsim și referințe biblice în direcția aceasta. De exemplu, în fapte, faptele apostolilor, capitolul 13, versetul 2, pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea pe, la care i-am chemat. Tot faptele apostolilor, capitolul 14, versetul 23, au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Apoi Pavel vorbește și spune în 2 Corinteni, sunt două texte, 6, capitolul 6, versetul 5, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneri, în vegheri, în posturi, de câte ori au trecut prin astfel de experiențe. Și interesant aici ce spune în 2 Corinteni 11 cu 27. Tot Pavel, în ostenel și necazuri, în privegherea desea, în foame și sete. Adică foamea și setea nu-i post. Sunt zile în care nu mănânc. Dar nu mi-am propus să postesc. Postul înseamnă să-ți planifici. Adică, nu, dacă întâmplător n-am mâncat, nu înseamnă că am postit. Am postit, dar nu, nu pe, pentru partea spirituală. În posturi adesea, în fric și lipsă de îmbrăcăminte. Deci, iată că ucenicii au trecut prin multe situații și amintesc și de post. Nevoia aceasta de post este prezentă în, în experiența lor. Să înțeleg că astăzi, dacă ne dorim cu adevărat să fim ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos, este imperativ să postim? Mai mult decât oricând. Pentru că avem uh, nevoia de a discerne binele de rău în această lume în care atât de perfid sunt amestecate cele două noțiuni, uh, mai mult decât oricând altcândva. Deci avem nevoie să integrăm în experiența noastră religioasă acest uh, exercițiu. Și mi-a plăcut foarte mult uh, ceea ce spunea uh, Edi mai devreme cu privire la diferența între foame și post. Și aș vrea să vă împărtășesc experiența mea la capitolul acesta. Sunt zile în care, din anumite motive, uh, nu reușesc să mănânc așa cum ar trebui regulat, da? Și experimentez acea senzație de foame la un moment dat care mă trimite la masă. Dar nu mi se întâmplă treaba asta în zilele în care aleg să postesc. Deci, dacă am ales să postesc, nu experimentez acea senzație acută, acea nevoie acută de foame. De ce? Pentru că, în mod clar, mintea mea este setată într-o altă direcție, în acea direcție în care am nevoie, în mod special, de călăuzirea lui Dumnezeu. Ca să echilibrez cumva răspunsul acesta, aș putea să adaug faptul că nu doar postul sau eminamente postul mă transformă într-un ucenic al lui Hristos. Adică dacă postesc o dată pe săptămână sau o dată pe lună sau cu o anumită regularitate, asta mă transformă, mă califică să ajung la statutul de ucenic. Dar sunt mai calificat pentru că iată că pe lângă celelalte mai și postesc pe deasupra. Sau că de la o lună la alta sau de la o perioadă de la alta mai adaug câte o zi, câte o zi și ajung să postez 40 de zile sau poate mai mult de atât? Deci, legată da, întrebarea rup. aceasta, am găsit o definiție la care subscriu cu toată inima și cred că toți subscriem cei de aici, poate un creștin fără post? Și răspunsul nu. Dar iată definiția postului. Spiritul adevăratului, adevărat de post și rugăciune, este Spiritul care predă lui Dumnezeu trei lucruri: mintea, inima și voința. Deci nu se poate să fii ucenic fără să-i predai lui Dumnezeu mintea ta, inima și voința. În, orice, în aproape orice context unde apare cuvântul post, implică și rugăciune. Aici, în emisiune, postim. <laughs> în sensul că nu mâncăm în timp ce filmăm emisiunea, dar cert este că noi ne rugăm de fiecare dată, în fiecare ediție și este momentul rubricii Rugă pentru tine. Am primit un mesaj din partea Alexandrei pe WhatsApp la 0751 400 Rugați-vă pentru nepotul meu Florin care are probleme cu alcoolul. Este tată a trei fetițe. Vă mulțumesc din tot sufletul. Edi, în o rugăciune, te rog. Tată din cerul, venim înaintea ta pentru acest suflet, acest copil al tău, Florin, tu știi lupta lui, tu știi nevoia lui, tu știi familia pe care o are, problemele acestea, slăbiciunile lui, te rugăm, ajută-l să ia o decizie, să biruiască acest viciu din viața lui și să te recunoască ca părintea lui. Știm care nevoie și de ajutorul celor din jur. Ajută-i tu pe cei din jur să-l susțină și să-l ajute în acest lucru bun. Ajută-l cu înțelepciune și cu discernământ, ajută-i ajută să întâlnească persoane care îl pot sfătui bine în direcția aceasta și ajută ca această biruință să o închine ție. Prin Domnul Hristos te-am rugat. Amin. 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 Vă mulțumim pentru că aveți încredere în noi și pentru că ne scrieți, pentru că ne spuneți lucruri de intimitate și pentru că faceți în așa fel încât ceea ce va apasă pe dumneavoastră să împărtășiți cu noi și împreună să aducem această povară înaintea Domnului. Scrieți-ne la 0751-400300 motive de rugăciune, întrebări, dileme, frământări, chiar opinii față de ceea ce discutăm în cadrul edițiilor taine din scripturi. Este momentul să introduc următoarea rubrică și anume exercițiul de sinceritate, dar nu înainte de a trece de rubrica pe care noi o denumim Răspunsuri Fulger. Am aici răspunsuri, întrebările la care aștept răspunsuri fulger din partea voastră. Acestea sunt următoarele. În cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 există zile speciale în care credincioșii sunt chemați să postească? Da, sunt anumite momente speciale prin care trece biserica și în aceste momente biserica este chemată să se unească în rugăciune. Ultimele situații sau ultima situație din zona aceasta a fost cea legată de contextul în care se află țara noastră și au fost, a fost chemată biserica la două sabate de post și rugăciune în mod special. Dacă e să ne referim la o tradiție mai veche pe care simt nevoia să o reîmprospătăm în biserica noastră, primul sabat din lună era pus în mod special deoparte pentru post și rugăciune. Credincioșii adventiști postesc doar sâmbăta? Răspuns scurt, Fulger, nu. Nu avem doar o singură zi. Te pot alege orice zile din săptămână. Mulțumesc. Ești mai vulnerabil în fața păcatului dacă alegi să nu postești? Posibil că da, mai ales dacă păcatul acesta este pofta. <laughs> alimentația vegetariană reprezintă o practică ce se încadrează în spectrul postului biblic? Uh, alimentația vegetariană este recomandată de scriptură și ajută organismul, într-adevăr, și pe partea aceasta duhovnicească. Dar dacă faci compromis, dacă nu te stăpânești și abuzezi de alimentele pe care le folosești, atunci nu este o soluție singulară aceasta. Important este ca să folosești cele mai bune alimente și în cantitățile mici de care ai nevoie. Nu eu știu, mâncarea să ducă la îmbuibare sau la supra-saturare. Și ultima întrebare din această rubrică. Conform Scripturii, poți fi mântuit fără a posti nici măcar o dată? Conform Scripturii, da. Tâlharul de pe cruce n-a avut ocazia să postească, iar mântuirea nu trebuie gândită în termenii aceștia unor condiții pe care omul trebuie să le îndeplinească pentru a cumpăra mântuirea. Mulțumesc! Urmează rubrica de final și anume exercițiul de sinceritate. Edi, te rog să alegi unul dintre cele trei cufere. Doi. Cuferul 2. Să vedem ce întrebare ascunde acest cufăr. Cum decurge o perioadă de post din viața ta? Foarte simplu. Adică stabilesc întâi motivele pentru care postesc. După aceea, când ziua, de obicei aleg o zi și dacă cineva mă întâlnește, este o perioadă, a spune, din punctul ăsta de vedere a relațiilor cu ceilalți, obișnuită. Însă este abstinența de la mâncare și în momente de rugăciune, mi-aleg mai multe momente de rugăciune pentru subiectul respectiv care este în atenția mea. Mulțumesc. Robert, 1 sau 3? 1. Sfărul 1 ascunde următoarea întrebare. Care sunt motivele care te fac să alegi să postești? De cele mai multe ori, motivele acestea sunt legate de descoperirea voinței lui Dumnezeu cu privire la o anumită problemă în care trebuie să decid și în care trebuie să iau anumite hotărâri, trebuie să mă poziționez într-un anume fel sau altul și pentru asta... Cer în mod special călăuzirea Lui Dumnezeu în ceea ce mă privește pentru a avea această descoperire, iar pe de altă parte, ca Dumnezeu să, să așeze lucrurile din contextul în care mă aflu, după cel mai potrivit plan al Lui. Vă mulțumesc mult pentru că mi-ați fost aproape în această ediție. Au fost alături de mine pastorii Robert Mandache și Eduard Călugăru. De asemenea, mulțumesc echipei tehnice, dumneavoastră, dar mai ales Lui Dumnezeu, pentru tot ceea ce face el pentru emisiunea Taine din Scripturi. Nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 400 300 întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm. De asemenea, intenția de a studia împreună Sfânta Scriptură. Am să rezum ediția de față prin a cita cuvintele Apostolului Pavel din 1 Corinteni 6 cu 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Prozlăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi, vă readuc aminte că bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casa dumneavoastră. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să rămână peste noi toți.